În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Auzeau fiecare ce li se vorbea în limba lui. Iubiți credincioși, astăzi este praznicul cel mare al pogorârii Duhului Sfânt. Sunt mai multe terminologii legate de definirea acestui praznic și, așa cum știți, nicio sărbătoare n-a venit pe pietre, a venit pe ceva existent înainte. Așa cum nici harul nu vine decât peste un om. Și spun Sfinții Părinți că atunci când vine harul peste un candidat, nu omoară candidatul. Rămâne peste el și el este viu. Așadar, la 50 de zile de la învierea Mântuitorului, la 10 zile după înălțare, este praznicul cinzecimii, pentru că e vorba de 50 de zile. Dar această sărbătoare, spuneam că a venit peste o sărbătoare a rozelor, a trandafirilor, o sărbătoare care aduna la Ierusalim pe toți cei care trăiau în alte părți. Și bineînțeles că trăind în alte părți, încet, încet, nu mai vorbeau limba ebraică, nu mai vorbeau aramaica, ci fiecare vorbea limba celui lângă care stătea. Erau mezi, erau parți, erau elini și fiecare vorbea câte o limbă, dar toți erau evrei. Și când le-a vorbit Sfântul Apostol Petru, în praznicul cinzecimii, fiecare își auzea pe limba lui mesajul pe care Sfântul Apostol Petru îl spunea. Acest mare dar al unul dintre cele 38 de daruri ale pogorârii Duhului Sfânt se numește glosolalie, adică vorbirea în limbi. Să nu credem că a fost odată ca niciodată și de atunci nu se mai întâmplă. Între creștini trebuie să știți că acest dar nu a încetat niciodată. Fiecare dintre noi, cei botezați, să știți că avem această posibilitate de a vorbi cu celălalt pe limba lui, pe limba noastră. Numai că trebuie să fim foarte atenți. Cum trebuie să facem lucrul acesta? Praznicul acesta al pogorârii Duhului Sfânt, să știți că este un praznic din care trebuie să învățăm foarte multe lucruri. Dar astăzi am să vă vorbesc puțin despre comunicarea dintre noi. Ca să înțelegem mai bine, să vedem însă unde se așează praznicul pogorârii Duhului Sfânt. Ce este pogorârea Duhului Sfânt? S-a coborât sau nu s-a coborât peste noi? A fost numai un eveniment istoric sau este un eveniment care curge de atunci și până acum și va curge până la sfârșitul veacurilor? Cu siguranță că nu s-a oprit pogorârea Duhului Sfânt. Se spune că odată un om foarte bine intenționat, dar și foarte bogat în același timp, atunci când a ajuns la maturitate, și-a dat seama că trăiește degeaba dacă nu află adevărul. Adevărul acela cu A mare, adevărul acela despre care sunt Pilat din Pont l-a luat pe Mântuitorul așa puțin peste picior, ce este adevărul și nu mai vrând să mai asculte răspuns la întrebare, s-a întors. Acel adevăr a devenit pentru el substanța vieții și a plecat. A plecat să caute adevărul. Și când a trecut de 70 de ani, s-a apropiat de acum de 80 și a dat seama că a plecat, a căutat și n-a găsit nimic. Și a zis el în sine, acum trebuie să mă întorc acasă. Ce-o-i mai găsit de casă? Ce-o-i mai putea să mă încropesc la vârsta asta? Dar trebuie să mor liniștit, măcar că am încercat să caut adevărul. Și când a ajuns acasă, după ce a deschis ușa, a descoperit adevărul. Acum se pune o întrebare. I-a folosit lui călătoria până la adânci bătrânețe după adevăr? L-a ajutat să găsească adevărul? Răspunsul este următorul. Dacă nu l-a ajutat să găsească adevărul, l-a ajutat să-l facă să îl recunoască atunci când l-a întâlnit. Adevărul este cu noi. Adevărul nu este neapărat în spatele ușii casei după ce o deschidem. Adevărul este întotdeauna cu noi, decât că problema nu este să-l găsim, pentru că nu este nevoie să-l găsim de vreme ce nu este ascuns, ci este
să-L recunoaștem. Așa este, iubite biserici, cu harul care astăzi se pogoară în chip de limbi de foc peste fiecare dintre noi. Ascultam câteva comentarii zilele de trecute și trebuie să vă spun că m-a deranjat faptul că s-a bătut apa în piu vreo jumătate de oră, cum că s-a coborât în chip de limbi de foc numai peste cei 12 apostoli. E adevărat că era deja înlocuit Iuda cu Matias, dar eu personal vreau să vă spun că această coborâre a Duhului Sfânt astăzi nu se mai face așa numai pentru unii sau pentru alții. Și ca să înțelegeți mai bine în ce chip se coboară Duhul Sfânt asupra noastră, trebuie să știți că Duhul Sfânt din noi, energia lui Dumnezeu necreată, acum trebuie să facem puțină diferențiere teologică, nu este Duhul Sfânt a treia persoană din Sfânta Treime care se coboară peste noi, ci energia necreată a lui Dumnezeu, dar o numim tot Duh. Ei, acest Duh este peste noi mereu, dar contează foarte mult dacă băgăm în seamă sau nu băgăm în seamă. Contează foarte mult dacă noi conlucrăm sau dăm mâna cu harul respectiv. Și atunci trebuie să știm că vom cunoaște după niște semne. Atunci când suntem foarte, foarte liniștiți, să știți că Duhul este în noi. Atunci când, chiar dacă cineva vrea să se certe cu noi, n-are cum, pentru că noi nu îi dăm voie, atunci cu siguranță că Duhul s-a coborât asupra noastră. Haideți să înțelegem puțin ce înseamnă conflictul. Conflictul este o falsă lucrare pe care ne-o arată unul sau altul. Ca să înțelegem mai bine, vă dau un exemplu. Erau doi surdomuți într-un spital și au fost ei lăsați, nu chiar de izbeliște, dar doctorul n-a mai avut timp de ei și în jumătate de oră cât s-a uitat el pe niște fișe, a văzut din cabinetul său pe geam pe doi care se certau aproape să se ia la bătaie. Bineînțeles că el nu știa limbajul surdomuților și avea întotdeauna un translator. L-a chemat și zice, hai să vedem ce fac ăștia, că deja s-au luat de păr. Până să vină translatorul și să iasă ei din birou, i-au găsit pe cei doi, spate în spate, unul dintre ei încerca să spună multe, iar celălalt râdea de mama focului. Acum râdea pe limba lui, săracul. Important e că era foarte vesel. Și în limbajul semnelor a pus doctorul să întrebe pe cel care era cu el, zice, dar de ce râzi? De ce te bucuri? Ce se întâmplă? Că văd că ăsta fierbe lângă tine. Zice, păi să vă spun ce s-a întâmplat. Ne-am certat, ce am văzut și noi. Ne-am certat și el acum vrea să mă înjure, numai că eu nu vreau să mă uit la el. Și este foarte, foarte supărat. Hai să traducem puțin noi în limba noastră, că noi și auzim și putem să vorbim. Vine lângă noi cineva care vrea să se certe cu noi. Dacă noi răspundem provocărilor și imediat la două cuvinte pe care le spune el, spunem noi 10, bineînțeles că cearta este foarte aproape și conflictul s-a creat. Adică i-am dat curs. Ei, copii, să știți că așa este și cu harul. Dacă însă ne întoarcem, să spunem că nici noi nu auzim și nu putem să, nici să vorbim, cu siguranță că dacă nu ne uităm în ochii celuilalt ca să ne facă niște semne, acesta o să înceteze, nu o să ne mai spună nimic până la urmă. Iubiți credincioși, arta înțelegerii între noi merge și mai departe. La fel se întâmplă în fiecare dintre noi, pentru că în fiecare dintre noi se lășluiesc doi oameni. Pe acești doi oameni a venit coborârea Duhului Sfânt să-i împace. Unul dintre oamenii care se lășuiește în gândurile noastre ne spune să o luăm la stânga, celălalt ne spune întotdeauna să o luăm la dreapta. Și ce facem? Pe cine ascultăm? Sau de cine ascultăm? Trebuie să ascultăm de planul de dinainte făcut. Cine pleacă de acasă trebuie să știe exact unde a plecat. A plecat bietul om
să caute adevărul și probabil că odată s-a dus în stânga, altădată în dreapta, dar gândul lui era că a plecat de acasă, nu era fugit de acasă, era plecat de acasă să găsească adevărul. Și atunci când îi spunea un gând la stânga sau la dreapta, el știa că trebuie totuși să meargă după adevăr. Și unde simțea el că e bine, acolo se duce. Iubiți credincioși, pogorârea Duhului Sfânt este un lucru practic. Nu este o teologie fără substanță. Este un mod de viață. Și să mergem mai departe cu așa zisul conflict. Am fost solicitat ca arbitru, acum vreo câteva săptămâni, între o generație de părinți cu o generație de elevi, clasa 8-a și clasa 12-a. Acum fiecare susținea punctul de vedere, numai că eu n-am putut să îi las să creadă că există un conflict între ei. Și am zis, nu există un conflict. Între generații există niște salturi pe care trebuie să le acceptăm. Pentru că dacă noi vom ține numai la ceea ce vrem noi să facem, cu siguranță că celălalt are o altă părere. De exemplu, pleacă copilul departe, fă să realizează copilul. La un moment dat, știți că omul întotdeauna când începe să aibă cam de toate, într-un fel sau într-altul, depinde acum ce vrei de la viață, începe și își lansează ambasadele către casă. Păi zic că ar vrea să mă întorc acasă. Acum noi ca părinți, ce credeți că facem? Cu siguranță că mă amestec și eu ca să fim de aceeași parte a baricadei. Păi bă, tată, dacă ți-ai făcut un rost, acum chiar așa vrei să-l strici, mânii pe Dumnezeu, ai găsit acolo tot ce trebuie, trebuie să te întorci neapărat acasă. Și da, dar eu de multă vreme vroiam să mă așez, să scap din iureșul în care mă aflu acum, că mi-am dat seama că adevăratele valori își au o altă înfățișare la vârsta pe care o am cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar noi, ca părinți, nu ne trezim nici atunci și spunem, e, lasă, lasă, o să-ți treacă. Iubiți credincioși, de aici încolo începe conflictul. Conflict nu există până când noi nu ținem de părerea noastră. În momentul în care luăm pe copilul nostru așa cum este, să știți că nu există niciun conflict. Dar în același timp în care noi începem să-i dăm sfaturi, să știți că e prima noastră greșeală săvârșită și conflictul bate la ușă. Copiii noștri, chiar dacă vin să ne ceară sfaturi, nu au nevoie de ele. Nu vă amăgiți sau nu vă pierdeți energie cu a le da sfaturi, că nu au nevoie de ele. Și o să spuneți, da, dar a venit să mă întrebe. Nu, mă, a venit să vorbească. A venit să se descarce. Eventual, poți să îi dai material didactic, să dai vina pe tine, pentru că așa este până la urmă. Dacă n-am greșit noi, cu siguranță că nici copiii noștri n-ar avea nevoie de sfaturi. Oricum, nu putem să le dăm, oricum este tardiv orice am spune, oricum suntem de vină. Și dacă reușim să acceptăm că suntem de vină, i-am exonerat pe ei de o mare problemă, să se gândească unde am greșit, Doamne. A vinovat de serviciu? Da, tată, eu sunt. Și atunci când vine copilul, chipul zice, da, a venit să-mi plângă pe umăr. Da, mă, dar nu a venit să-i spui tu cum să o facă. Lasă-l și bucură-te că are umărul tău pe care poate să plângă. Iubiți credincioși, asta înseamnă pogorârea Duhului Sfânt. Duhul blândeții, al înțelegerii, al îngăduinței. Asta se coboară peste noi și nu numai o dată pe an la 50 de ani. În fiecare moment în care vrem și chemăm Duhul să se coboare asupra noastră. Dar noi ce facem? Noi credem că am înțeles din mesajul pe care îl primim și vă aduceți aminte de bătrânia aceea care la 50 și ceva de ani de căsătorie, după 3 zile și 3 nopți de chefuială, s-au pomenit singuri la o cafea dimineață. Și el acum, bătrânelul, s-a simțit așa dator, după toate mojiciile vieții pe care îi le servise, la câte cafele băusele ei, dimineața, a spus, draga mea, știi că zilele acestea m-am simțit tare mândru de tine. Și bineînțeles că ea, neavând privirea asupra lui, n-a putut să înțeleagă prea bine și
A luat așa, cum o lua în fiecare dimineață. Da, 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 sigur. Dragă, vreau să-ți mai spun o dată. M-ai făcut să mă simt foarte mândru de tine. Și așa întorcând zice, da, 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 și tu mă plictisești de multe ori. Întotdeauna credem că am înțeles ceea ce ne-a spus celălalt. Și de aici începe conflictul. Dar dacă vrem ca Duhul Sfânt să trimită și peste noi puterea lui Dumnezeu, cu siguranță că trebuie să fim mai atenți. Trebuie să avem întotdeauna răbdare, să-l ascultăm pe celălalt, nu așa se duce omul la șeful la birou și zice, da, ce vrei? Păi știți că eu am și... Da, 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 zi, 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 zi. Și acum tu vezi pe șeful, că pune mâna pe telefon, dă două mesaje pe un telefon, pe celălalt răspunde, da, 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 sigur, da, ia, ia, zi, zi. Da, bă, zi, te-ai oprit, când te-ai oprit, imediat ce zice, păi, ai venit să spui ceva, hai, spune, spune. Zi, zi, că eu aud, aud, nu ce problemă. După aia începe să scrie într-o agendă, cu un telefon la ureche la altă și săracul bietul om își dă seama că o să vorbească degeaba. Vreți să fim așa? Pogorârea Duhului Sfânt, să știți că înseamnă altceva. Înseamnă să fim atenți la detalii. Dacă un om a venit să îți dea binețe, cu siguranță că în spatele acestui mesaj există un gest de bunăvoință sau există o dorință. Și acum că se apropie și sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, sunt zienele, știți că este ziua ei printre altele, aș vrea să vă fac așa și un preambul. Există o vorbă românească foarte interesantă. Ori vorbește cum ți-e portul, ori te poartă cum ți-e vorba. Dacă vrem ca, începând de vineri, să venim îmbrăcați în portul tradițional românesc, în ie, trebuie să știm că tot de aici, de la pogorârea Duhului Sfânt, pornește și această poveste a îmbrăcăminții noastre. Duhul Sfânt, care s-a coborât în chip de limb de foc, coboară peste creștini și peste neamuri, fără să le distrugă identitatea. E ca o ploaie care vine și peste grădina mea, care, slavă Domnului, este lucrată și peste asfaltul de peste drum, și peste gropile și bordurile care nu au mai fost puse la loc de administrație. Ploaia vine peste tot, așa vine și harul. Și ce rămâne la sfârșit? Rămâne o grădină frumos udată sau după ce se scurge apa din bălți, rămân aceleași gropi care își așteaptă pe dorel să pună borduri la loc. Așa este și cu ia noastră. Ne îmbracă Duhul Sfânt frumos, dar pe fiecare în parte. Și trebuie să știm că ia este identitatea noastră. V-am mai spus și altă dată și îmi place să vă aduc aminte de momentul în care eram eu în mașină la mine și așteptam să se facă ora, că v-am spus, cel mai grav este nu să întârzi, ci mai grav decât atunci să duci prea devreme la om în casă. Știi că omul atunci intră în panică, nu s-au încărcat sifoanele, n-are apă, n-are lumânare, n-are... Unul e trimis după tămâie, altul după cărbune și tu dacă ajungi cu 10 minute înainte, ai stricat totul. Nu mai este sfeștanie, nu mai e nimic. Toată lumea zice, aoleu, iete că a venit și popa. Și stăteam eu în mașină să se facă ora, dar nu eram îmbrăcat în reverendă. Și când se apropia așa, mai erau vreo 10 minute, mă dau jos din mașină, îmi pun reverenda pe mine. În față, însă atunci când eram eu civil, să zic așa, am văzut pe un dorel, pe marginea, pe bordură, era o zonă în care erau borduri, care avea o cutie de bere lângă el, mai trăgea dintr-o țigare și s-a uitat de vreo două, trei ori la mine, dar nu m-a băgat în seamă. Ei, în momentul în care m-am îmbrăcat în reverendă, a dat la o parte așa, fără să verse cumva ce a mai rămas în cutie, a pus-o după bordură, a pus și țigarea peste cutie, s-a ridicat, s-a scuturat și a venit la mine ață, dar fără să mă lase să mă uit în altă parte, să uita în ochii mei, ca un mare magician, și eu l-am așteptat, ca și când nu știam ce vrea. Zic, care este problema? Păi zice, taică părinte, aș avea și eu nevoie de niște bani. Zic, mă, dar acum am și eu nevoie de un răspuns la o întrebare. Stau aici de mai bine de jumătate de oră.
Ce s-a întâmplat? Acum am văzut că ați luat pe dumneavoastră chestia asta. N-aș știut omul să zică exact. Și zice, păi acum trebuie să-mi dați. Va să zică, hainele în care ne purtăm spun despre noi identitatea noastră. Deci era clar, un preot nu poate zică, în primul rând nu poate să te înjure, măcar așa, pe lumină de zi. Un preot nu poate să-ți dea vodouă. Asta este, prin definiție, omul deja știa prin faptul că a văzut de ce sunt îmbrăcat, că sunt un potențial făcător de bine. Bineînțeles că nu l-am lăsat să primească alte informații, i-am dat și mi-am dat seama de atunci ce înseamnă să te porți cum ți-e vorba sau să vorbești cum ți-e portul. Iubiți credincioși, pogorârea Duhului Sfânt trebuie să facă din noi adevărați creștini, împăcați cu noi, împăcați cu ceilalți și să ne respectăm nimic altceva decât fișa postului. Exact cum zicea fratele Ion Creangă, dacă-i cal să tragă, dacă-i copil să se joace, dacă-i popă să cetească. Iubiți credincioși, asta înseamnă pogorârea Duhului Sfânt. Să plecăm din biserică, nu așa cum am venit, ci să plecăm din biserică știind că dacă acasă vom găsi adevărul, să știm să-l recunoaștem. Pentru că adevărul era în casa noastră și când am plecat de acasă. Decât că aici, în biserică, învățăm să recunoaștem adevărul. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.